Bună ziua, stimați invitați! Bine ați venit! Vă rog frumos să vă ocupați locurile. Ne-am reunit astăzi cu toții, cu mare drag, la prezentarea planului Simion. Dar înainte de a începe evenimentul nostru, vreau să vă invit să vă ridicați în picioare pentru ascultarea imnului de stat al României. Vă mulțumim încă o dată că sunteți astăzi prezenți atât de numeroși și iată că prin fiecare eveniment pe care îl organizăm dovedim că noi suntem oamenii faptelor, nu doar ai vorbelor, așa cum se spunea de curând în politica românească. Noi facem
exact cum trebuie. Fapte, nu vorbe. Anul trecut veneam în fața românilor cu un program de guvernare în 15 puncte. Am fost primul partid care și-a asumat să pună în dezbatere publică un program de guvernare pentru România, pentru ca românii să îl poată vedea, să îl poată analiza și să propună chiar ei măsuri în acest program de guvernare. În urmă cu 2 săptămâni, așa cum am promis de foarte mult timp, după alegerile europarlamentare, am venit în fața românilor pentru a prezenta candidatul AUR pentru alegerile prezidențiale din acest an. Am fost primii care am anunțat că președintele AUR, George Simion, va candida pentru cea mai înaltă funcție în stat. De ce? Pentru că românii trebuie să știe cine sunt candidații și care este viziunea acestora. În vreme ce alții tratează funcția de președinte al României ca un joc de alba-neagra, noi luăm în serios această poziție. Am spus atunci că avem un plan pentru România, că președintele George Simion are o viziune clară pentru dezvoltarea României. Astăzi venim în fața dumneavoastră și a românilor cu planul Simion pentru România. Avem un plan serios, avem multă bună voință, multă bună credință, avem specialiști care au lucrat la acest plan și mai ales avem foarte multă dragoste pentru români. Însă planul Simion nu este viziunea unui singur om, este un proiect de țară pentru România. Un lucru care ne lipsește de 34 de ani, este un proiect prin care românii să fie readuși acasă, un proiect prin care românii să fie tratați cu demnitate și respect. AUR este singurul partid care își poate asuma acest rol crucial pentru România, de a produce o mișcare decisivă în destinul național și să putem trece de la o fază de deconstrucție la o fază de reconstrucție a țării. Am avut foarte multe de învățat în ultimii 3 ani și jumătate de când am intrat în Parlamentul României. Știm ce avem de făcut pentru România. Avem oameni capabili să o facă. Dar pentru a pune în aplicare tot ceea ce ne dorim noi, avem nevoie de un președinte al românilor, de un președinte pentru România. Obiectivul pe care îl avem este unul măreț. Trebuie să ocrotim și să protejăm toți cetățenii români care se află în interiorul granițelor actuale, dar și în afara lor. Trebuie să repatriem românii și capitalul. Trebuie să protejăm Constituția și să apărăm libertățile și drepturile fundamentale. Bazele acestui plan le va prezenta chiar președintele AUR, candidat la alegerile prezidențiale din partea AUR, domnul George Simion. Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți în această seară împreună cu noi. Sunteți oamenii care aud în premieră elementele centrale ale planului Simion și probabil de sâmbăta trecută, de când ne-am întâlnit la Arenele Romane până acum, v-ați gândit ce fel de președinte va fi George. Și eu m-am gândit mult la acest lucru. Așteptăm să vedem, în primul rând, care sunt contracandidații mei, pentru că văd că niciunul n-are curaj să se anunțe, se ceartă pe data alegerilor și pe chestiuni care nu sunt relevante.
aștept să văd soluții din partea lor, aștept să văd care este planul cu care vin în fața românilor și dacă la aceste alegeri vor exista dezbateri. Pentru că a trecut foarte mult timp de când am văzut niște alegeri pentru președintele României în care au existat cu adevărat dezbateri între candidați. De fapt, nici la primării n-am văzut dezbateri între candidați și n-am văzut soluții, nici la europarlamentare, mai ales n-am văzut aceste dezbateri. Vreau să fiu un președinte care redă puterea românilor. De ce spun asta? Odată pentru că președintele României este vehiculat în spațiu public că nu este ales de români, că este ales de germani, de francezi, de americani, de ambasade, de oricine altcineva, dar nu de români. Cred că după acești 35 de ani grei, este timpul ca românii să-și aleagă conducătorii și de aceea candidez cu acest scop, să redau puterea românilor. După aceea, cred că este nevoie să redăm puterea românilor prin mai multă democrație. Există o castă care ne conduce, care nedemocratic, fără dezbateri publice, ia decizii extrem de importante pentru viitorul nostru, care îndatorează țara pentru consum, care donează în generozitatea lor, dar pe cârca noastră, sisteme Patriot către alte state, lăsând cetățenii români fără protecție. Vedem că există o lipsă de democrație în spațiu public. Informația este foarte atent aleasă și ce apare la majoritatea televiziunilor este cenzurat. Niciodată, ca acum, în anul 2024, în România nu am avut o asemenea cenzură și o asemenea lipsă de libertate din partea presei, deși suntem într-un secol al tehnologiei și deși internetul sparge bariere. Vreau mai multă libertate și mai multă democrație și prin asta vreau să redăm puterea românilor, putere care le-a fost luată, inclusiv puterea de a alege. Iar felul viciat în care s-au desfășurat alegerile din 9 iunie este o dovadă în acest sens. Iar pentru a da putere unor oameni, este nevoie ca acești oameni să fie puternici, să fie în putere. Un om slab, un om sărac, nu poate fi puternic, nu poate să ia propriile alegeri. Ajunge să-și vândă votul, ajunge să depindă de șefi, ajunge să fie condiționat. De asta eu cred că în acest moment lipsește puterea românilor. Vin în fața dumneavoastră astăzi și apoi voi merge în toate orașele țării pentru a prezenta Planul Simion, care, pe lângă acest slide cu case la 35 de mii de euro, are 200 de măsuri, 200 de componente. Dar le luăm pe rând. Vrem să construim anual 100 de mii de case la un preț standard de 35 de mii de euro pentru apartamentele de două camere. În cartiere noi, având toate sistematizările făcute și având toate condițiile, creșe, grădinițe, școli, locuri de joacă, parcuri, spitale și policlinici, în momentul ăsta, din păcate, s-a construit în
România, pe lângă marile orașe, un anumit tip de cartiere, dormitor. Strada are 3 metri, n-are cum să ajungă un pompier acolo, nu există locuri de joacă, nu există condițiile necesare, minime, în anul 2024. Dar nu mai trăim în comunism, George, nu se mai fac blocuri de către stat. Da? O să-l lăsăm pe Nicușor Dan să le facă? Nu le-a făcut. O să le facă domnul Emil Boc la Cluj? Avem Floreștiu și avem alte multe exemple pe lângă Iași, pe lângă Timișoara, pe lângă Târgu Mureș, pe lângă Brașov, de cartiere care nu au condițiile necesare de trai. Sunt cartiere dormitor. De aceea, ce vedeți dumneavoastră aici nu este o promisiune populistă. Mi-au spus unii și alții, nu este posibil să construiești case la 35.000 de euro. Am o întrebare, cine de aici a construit case sau a vândut case în activitatea profesională? Este un preț de producție dacă ai terenul la dispoziție și utilitățile realist la 500-600 de euro metru pătrat în condițiile de astăzi, în 2024? Să transmiteți acest mesaj tuturor celor care nu cred și ne acuză pe noi de populism. Cred eu, George Simion, și sper ca la finalul zilei de astăzi să credeți și voi în viabilitatea acestui proiect, pentru că eu, George Simion, în ciuda imaginii care s-a creat la anumite posturi de televiziune, am făcut unul dintre cele mai bune licee din București, am făcut o facultate, am făcut un master, o lucrare de licență și o lucrare de dizertație. Și am învățat, printre multe altele, că în momentul în care Statele Unite ale Americii au intrat într-o criză financiară, în Big Depression, în perioada interbelică, președintele de atunci, Franklin Roosevelt, a venit cu un plan care s-a chemat The New Deal. Un plan care a creat locuri de muncă și un plan de a injecta bani în lucrări publice. Am spus la arenele romane că îmi doresc ca toți românii să fie proprietari. Proprietari pe pământul lor, proprietari pe casa lor. Românii sunt proprietari, chiar mai mult decât media europeană. Doar că proprietari sunt părinții noștri, bunicii noștri. Generația mea, din păcate, nu este proprietară. Stă în chirii sau este îndatorată la bănci. Ceea ce cred că trebuie să facă un președinte și un guvern este să ia apărarea propriilor cetățeni. Trebuie să impună firmelor de utilități să construiască toată infrastructura necesară, așa cum îi obligă legea. Să impună băncilor să nu dubleze sau să tripleze rata dobânzilor. Și de aceea, pe lângă case la 35.000 de euro apartamentul de două camere, la 50.000 de euro apartamentul de trei camere și 70.000 de euro apartamentul de patru camere, cu dobândă zero pentru toți cetățenii României, propunem refinanțarea tuturor creditelor în funcție de tuturor creditorilor imobiliare în funcție de suprafața pentru care românii s-au îndatorat. Am avut în familie și mulți dintre voi aveți cunoscuți, prieteni, dacă nu chiar voi,
ați luat credite de la bănci și ați pornit de la un credit de 1200 de lei și ați ajuns la 2300 de lei. Eu consider că acest plan, care este mai mult decât un plan pentru alegerile prezidențiale și este mai mult chiar decât un plan de guvernare, este un plan de țară care vine să reconstruiască România și care este la opțiunea conducătorilor pe care România îi va avea la final de 2024. Cred că românii își pot alege singuri conducătorii care vor lua o decizie. Ce fac cu cei 600 până la 800 de milioane de euro necesari pentru implementarea unui astfel de program care vine în ajutorarea românilor care au credite și pentru împroprietărirea românilor? Îi dau pentru propria economie care va avea de câștigat și va avea de câștigat de la industria materialelor de construcții până la industria mobilei, de exemplu. Iar acest plan va crea 400.000 de locuri de muncă și plus valoare aici în țară. Sau îi dau pe mini-reactoare din America. Sau îi dau pe sistemul Patriot. Sau îi dau pe 100.000 de doze de vaccin. Toate lucrurile pe care vi le-am spus țin de decizie politică. Trebuie să vedeți ce vă oferă decidentul. Decidentul care candidează la alegerile prezidențiale, împreună cu ceilalți decidenți, parte a planului Simion, care vor vorbi după mine și vor fi viitori deputați, viitori senatori, viitori miniștri, se obligă să ducă la îndeplinire cele 200 de măsuri din planul Simion. Vreau să văd ce oferă conducătorii actuali ai României, ce oferă candidații la alegerile prezidențiale în 2025 ca alternativă la creșterea taxelor, la îndatorarea României pentru consum. Vreau să vorbim despre cifre. Vreau să vorbim despre soluții. Vreau să vorbim despre felul în care alte țări, de la Italia, la Anglia, la Statele Unite ale Americii, au ieșit din crize financiare. Vreau să văd dacă sistemul bancar din România și din alte țări, în momentul când va avea 100.000 de cetățeni care nu își vor mai putea plăti ratele la bancă, ce vor face? Vor cere ajutor la stat. Nu e mai bine să intervenim acum și să oprim pierderi de vieți? Pentru că sunt oameni care își iau viața, se sinucid, pentru că nu își mai pot plăti ratele la bancă. Nu o zice populistul și extremistul Simion, o zic statisticile. Vreau să vorbim din punct de vedere al tuturor domeniilor și interdisciplinar despre acest plan și să vedem soluțiile lor. Pentru că ei spun, nu vom crește taxele, dar cresc taxe în aceste zile. Pentru că ei anunță, trăim mai bine decât ungurii. PIB-ul nostru a ajuns să-l depășească pe cel al Poloniei. Stau în bula lor acolo, la guvern, la parlament, pentru că realitatea dură din țară, poate nu aici în București, dar în țară, este că românii nu trăiesc mai bine decât ungurii, decât grecii și decât polonezii. Și dacă vrem să impulsionăm cumva economia, trebuie ca cineva să vină cu un plan concret de creare de locuri de muncă,
de industrii autohtone care să aibă de câștigat și de rezolvare a crizei existente pe piața forței de muncă. A treia componentă importantă din planul Simion este reducerea taxării muncii. Propunem pentru primii 5.000 de lei o taxare a muncii redusă de la 47%, cât este în prezent, la 25%, pentru ca să putem oferi salarii decente românilor și să oprim exodul. Degeaba conving și o să conving românii din diaspora să acceseze aceste case care le sunt destinate lor, le sunt destinate familiilor cu copii, le sunt destinate românilor care stau în chirie și nu își permit acest lucru. Iar acest program este destinat tuturor românilor. Și vă zic sincer, pentru că îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate și pentru că sunt un tânăr cu proaspăt tătic și eu nu este conflict de interese și eu pot să devin proprietar și să am propriul apartament prin planul Simion. Problemele de pe piața forței de muncă sunt complexe. Avem un întreg pachet care vizează premierea celor care muncesc. Nu descurajarea lor, nu supraimpozitarea lor, nu taxe mărite, cum se preconizează în 2025. Iar printre aceste măsuri se află și o chestiune care, iată, nu mai este populistă și poate nu o să fie atât de populară, dar care trebuie spusă. Viitorul președinte și viitorul guvern susținut de AUR va tăia pentru toți oamenii care pot munci și sunt capabili să muncească, după ce creăm locuri de muncă, ajutoarele sociale. Nu este drept, toți cei care sunt acum momiți cu ajutoare sociale sunt masă de manevră electorală și sunt ținuți în sărăcie și în subdezvoltare. Nu este corect pentru ei. De asemenea, pentru că v-am spus, nu e vorba doar de o candidatură la funcția de președinte sau de un program de guvernare. Este un pachet complet. Cineva trebuie să reducă cheltuielile statului român. Cineva trebuie să elimine membrii de partid care nu au nicio capacitate să fie în instituțiile și în administrația locală și centrală și trebuie să elibereze statul român de paraziți, de lipitori de afișe și de oameni fără competențe. Iar dacă lucrul ăsta nu este popular sau pe placul unora, pe noi nu ne deranjează acest lucru. Vreau să vină în fața voastră alți candidați și să spună cum văd ei această problemă, pentru că premierul țării și un posibil contracandidat al meu la funcția de președinte al României a ieșit acum un an de zile și a spus că va elimina din aparatul bugetar. AUR propune un parlament de maxim 300 de parlamentari,
așa cum au vrut românii, un cabinet de miniștri de 12 ministere și maxim 50 de secretari de stat. În moment... În momentul ăsta sunt 200 de secretari de stat. Degeaba. Nu au nicio atribuție. Au un birou mare, cam de aici până la ieșire. Au secretară, mașină la scară, casă de la RAPPS, șofer, sigur. 4 consilieri și nu au nicio atribuție. Oamenii ăștia nu și-au alt rost decât să îl țină în funcție pe Ciolacu și pe Ciucă. Ăsta este sistemul cu care ne luptăm, sistemul clientelar, care a permis unora și altora să parvină pe ierarhia administrativă din țară. Sunt singurul candidat la alegerile prezidențiale care nu vine cum au venit toți ceilalți, cu promisiuni pe care, dacă le respectă sau nu le respectă, nu avem cum să-i tragem la răspundere. Există o dezbatere de când lumea și pământul despre mandatul reprezentativ și mandatul imperativ. Promisiunile cuprinse în planul Simion le-am inclus și într-un contract, un contract pe care îl voi semna cu fiecare român, începând de mâine, fizic, în toate orașele țării. Acest contract la punctul, la articolul 2, prevede următoarea chestiune. Și este un contract făcut după toate normele juridice. Dacă nu respectăm termenele asumate în acest contract, viitorul președinte George Simion își dă demisia din funcția de președinte. Și vreau ca aceste contracte să ajungă în mâna fiecărui român care își dorește refinanțarea creditelor, care își dorește scăderea taxării muncii sau își dorește un apartament la prețul corect al pieței, nu la prețul oferit de mafia imobiliară sau un preț afectat de către administrațiile locale care pentru autorizație cer șpagă, mită, parandărăt și lista e lungă. De astăzi, începând cu această prezentare, am deschis site-ul unde se poate semna contractul și online, planulsimion.ro, și invit toți românii să meargă și să pună rămășag și să-și pună semnătura pe contractul cu viitorul președinte al României. În această prezentare, în toate emisiunile și viitoarele prezentări și la operațiunile de semnare a contractelor de înscriere în planul Simion, voi avea o echipă alături de mine. În această luptă nu sunt singur și vreau să vă rog să faceți parte din echipa planului Simion și împreună să arătăm tuturor celor care spun nu se poate că se poate, la noi acasă, să fim și noi stăpâni și proprietari.
Vă mulțumesc din suflet și o să-i las pe cei care vor fi senatorii, deputații și miniștrii voștri să prezinte în continuare planul Simion. Mulțumim domnului președinte. Într-adevăr, foarte mulți s-au grăbit să spună că planul Simion nu este realist. Televiziuni precum Digi24 au spus că planul Simion este populist, că nu este realizabil, doar pentru că așa au spus specialiștii lor. Dar nu s-a preocupat nimeni să ne întrebe și pe noi, sau specialiștii care au lucrat la acest plan, despre ce este vorba mai exact. Au spus că cifrele prezentate nu sunt validate de realitate. Dar cine știe mai bine realitatea din teren, din domeniul construcțiilor, mai bine decât un constructor, decât un inginer constructor, un om care a construit și construiește locuințe și clădiri în România? Marius Lulea este unul dintre specialiștii care au lucrat la fundamentarea acestui plan. Este omul care poate explica, din punctul de vedere al constructorului, de ce sunt fezabile toate cifrele prezentate. Doamnelor și domnilor, prin vicepreședintele AUR, Marius Lulea. În primul rând, aș dori să încep și cu o scurtă incursiune istorică. Pe 27 iunie 1940, România primea al doilea ultimatum din partea Imperiului Sovietic, din partea Imperiului condus de Stalin, cu privire la cedarea Basarabiei. Atunci am avut o clasă politică slabă, coruptă, care a cedat fără niciun drept un teritoriu și pe românii care se aflau acolo. De aceea avem nevoie de un președinte patriot să nu mai ajungem în situația din acea perioadă. Președintele George Simion își propune, prin planul pe care l-a prezentat, construcția a aproape 1 milion de locuințe în aproximativ 10 ani. O să vină cei de la PSD și de la PNL să vă spună că nu se poate, că nu sunt bani, că nu avem specialiști, că nu suntem în stare să facem astfel de proiecte. Prin presa pe care o plătesc cu zeci de milioane de euro în fiecare an, o să înceapă să ridiculizeze acest plan. Asta este directiva pe care au dat-o ei astăzi. Vorbiți despre plan că nu este un plan fezabil. În România astăzi sunt peste 2 milioane de români care sunt datori la bănci. Sunt 2 milioane de familii afectate, cu rate de două ori mai mari decât cele de acum 4 ani, care abia supraviețuiesc de la o lună la alta. În România avem aproape 3 milioane de români, zidari, frizeri, personalul care lucrează în Horeca, care nu își permit să își cumpere o casă. Ei, dacă se vor duce la bancă, li se va spune că nu se încadrează. Venitul lor este prea mic. Da, salariile în România sunt prea mici. Dobânzile sunt prea mari, iar prețurile la locuințe, din cauza băncilor și din cauza birocrației și corupției din România, sunt mult prea mari. Planul Simion își propune să rezolve această problemă socială printr-un program care să ducă la reconstrucția României. Vorbim despre planificarea economică a unei țări. Și la fel o să vină cei de la PSD și de la PNL și o să vă spună că nu suntem un comunism. Că doar în comunism se făceau cincinale și economia unei țări se planifica. Și iar am să vă dau câteva exemple. Uniunea Europeană își planifică economic tot teritoriul prin programele de finanțare europeană. Când s-a implementat planul Marshall, făcut de americani, pentru reconstrucția Europei, a fost tot planificare. Când America a implementat planul New Deal, pentru reconstrucția economică a țării după Marea Depresiune, la fel a fost un plan de implementat.
în Spania, Italia, Franța, Germania, luați orice țară europeană, există și astăzi programe în derulare pentru construcția și vânzarea de locuințe la prețuri scăzute pentru cei care au venituri reduse. Numai în România o să vă spună că nu se poate. Nu. Ei sunt cei care nu pot să facă acest lucru. Pare colosal, 1 milion de locuințe. De unde o să avem bani? Să știți că un astfel de program nu costă atât de mult pe cât crede lumea. 50 de miliarde de euro este valoarea totală ca să construiești 1 milion de locuințe. Dar în realitate, pentru că proiectul se desfășoară pe 10 ani, nevoia de finanțare este de doar 20 de miliarde de euro, pentru că ulterior locuințele se vând. Și o să spună PSD că nu există acești bani. Iată cum vă minte George Simion. Atunci se explice PSD și PNL cum ei au găsit 80 de miliarde de euro în ultimii 5 ani, au împrumutat statul român doar ca să plătească pensii speciale și privilegii pentru clasa politică. Pentru că în ultimii 5 ani nu au construit nimic major. Au construit, cred că, un pod și acela cu finanțare externă și aproape făcut bine. Nu mai vorbesc despre faptul că cu doar 20 de miliarde de euro facem o economie reală, iar valoarea activelor create va depăși la final 75 de miliarde de euro. Planul Simion își propune să construiască 1 milion de locuințe. Locuirea este un drept fundamental. La prețul de 35.000 de euro. O să vă spună la fel, stai domnule, că nu se poate construi la acest preț. În condițiile în care terenul este asigurat de către stat și infrastructura este asigurată de către stat, nu există absolut niciun motiv ca antreprenorii din România să nu iasă cu profit atunci când vor vinde produse la 35.000 de euro. Și întrebați orice antreprenor. Astăzi noi plătim specula pe terenuri, birocrația și șpăgile care se dau în primării și plătim ratele bancare, nu doar cele pe care noi le avem când achiziționăm acele locuințe, ci și ratele bancare ale investitorului, care este blocat ca în București timp de 4-5 ani și el plătește creditul mai departe către banca finanțatoare. De aceea plătim de două ori mai mult. Fiecare român în acest fel, repet, Zidar, Dulgher, va avea dreptul să își cumpere o locuință la un preț corect. Acest program însă este mai mult decât atât. Nu este doar un program social. Este un program pentru a avea o economie planificată în care să dăm siguranța antreprenorilor și românilor, salariaților, că avem un plan pe termen lung. Astăzi nu există niciun plan pe termen lung. Programul va asigura de asemenea o distribuție uniformă în societatea bunăstării. Pentru că nu vorbim doar de sectorul construcțiilor. Vorbim de industria producătoare de materiale de construcții, n-aduce nimeni cărămidă din China, toată se produce în România, nu aduce nimeni beton din China, pentru că nu poate să aducă, el se produce în România. Vorbim de industria mobilei, vorbim de transporturi, vorbim de industria siderurgică, metalurgică, care, sigur, ar trebui să o avem și pe care o putem avea la Târgoviște, ca să asigurăm oțelul beton din România. Deci vorbim de dezvoltarea nu doar pe verticală, ci și pe orizontală, de o susținere a economiei pe toate palierele. În aceste condiții, statul român va avea o întrepriză, să știți că se întâmplă astăzi și în Belgia și în America acest lucru, se întâmplă în toată Europa, va identifica terenurile, va scoate autorizațiile necesare, va realiza infrastructura necesară și va pune la dispoziția antreprenorilor spații pe care să poată construi în condițiile respective. Deci antreprenorii nu sunt excluși din acest proiect. Ei sunt în interiorul proiectului și vor scăpa de șpăgile pe care astăzi trebuie să le dea. Pe de altă parte, și statul trebuie să se implice și să construiască locuințe ieftine pentru profesori, pentru cadrele medicale, pentru ostașii țării, pentru polițiști, pentru cei care lucrează în administrația publică locală și centrală și care își fac foarte bine treaba.
Este dreptul fiecăruia să spere la o locuință la un preț corect. Astăzi, spre exemplu, BNR crește în mod constant masa monetară, în medie cam cu 10%, cel puțin 10%, ca să împrumute statul român. Statul român plătește tot felul de privilegii, are deficitul bugetar extraordinar de mare, investiții aproape zero. De aici vine inflația. Pentru că expansiunea de masă monetară în România nu se face ducând banii în investiții, așa cum propune planul Simion, și să rămână ceva care are o valoare reală după, ci se duce în consum. Singura economie a României este că ne coborâm din bloc, ne ducem la bancă să ne împrumutăm, că nu ne ajung banii, mergem la un supermarket, cumpărăm produse străine care se importă și a doua zi o luăm de la cap. Noi propunem un model economic care să permită fiecărui român și fiecarei firme românești să trăiască bine și să producem aici în țară ceea ce avem noi nevoie. Și aș vrea să vorbesc și despre avantajele pe care acest program le oferă pentru românii din afara țării. Mulți dintre ei speră să se întoarcă acasă. Dar tu când vezi că prețul unui apartament în București este la fel ca la Milano, cu greu te poți lăsa convins să faci această achiziție, în condițiile în care dobânzile bancare sunt și de 3-4 ori mai ridicate. Le oferim dreptul acestor români să își cumpere o locuință aici acasă. Ce înseamnă acest lucru? Pentru statul român înseamnă și un aport în valută. Pentru că fiecare euro intrat de la românii plecați din afara țării înseamnă mai puțin bani cu care noi trebuie să ne împrumutăm în fiecare an. Românii care sunt plecați în afara țării mai au o șansă să se întoarcă acasă. Cred că cea mai mare parte a lor lucrează astăzi în sectorul construcțiilor. Sunt specialiști recunoscuți în toate statele europene. De ce să nu vină la ei în țară, unde vor avea unde să locuiască, să stea împreună cu copiii lor și să trăiască bine aici, în România, cu salarii corecte? În acest proiect, a spus și domnul președinte, vor fi implicați aproape 500.000 de români în mod direct. Însă, indirect, ajungem la aproape 2.000.000 de români care vor fi implicați de antreprenori și români care vor fi legați de aceste proiecte. Sigur că vor apărea cei care vă vor spune că nu se poate face așa ceva. S-a putut în America, s-a putut în Dubai, se poate în Franța, în România nu se poate. Sunt cei care vor ca în continuare românii să fie datori la bănci, să țină privirea în jos, și să nu aibă curajul ca la 4 ani să se ducă să-și aleagă în mod corect pe cei care ar trebui să îi reprezinte. Sunt cei care lucrează împotriva poporului român astăzi. Ei sunt cei care vor spune că acest proiect nu se poate realiza. Mulțumesc mult și eu am încredere că vom reuși. Mulțumim, Marius Lulea. Cu siguranță vom reuși, pentru că noi am învățat că nu există, nu se poate. Trebuie doar să ne dorim suficient de mult și să muncim suficient de mult. Alegerile prezidențiale din acest an pot reprezenta fie un moment de schimbare radicală pentru societatea noastră, fie unul de stagnare și de acceptare. Ceea ce poate să ducă fie la un progres, fie la un regres al societății noastre. Totul depinde de noi și de alegerile pe care le vom face în acest an. Dacă într-adevăr ne dorim ca România să se dezvolte economic, să reușim să aducem înapoi în țară milioanele de români aflați în diaspora, să creștem natalitatea în România, atunci trebuie să reflectăm serios asupra trecutului, asupra stării economice, precum și a acțiunilor noastre viitoare. Un alt punct din planul Simion este cel care prevede refinanțarea creditelor cu dobândă zero. Practic, persoanele care au deja un credit ipotecar, imobiliar, li se asigură un pachet de refinanțare pentru sume cuprinse între 35.000 de euro și 70.000 de euro, astfel încât sumele de rambursat lunar către bănci să descrească substanțial. Din nou, la fel ca în cazul locuințelor, ni s-a spus nu se poate.
Nu se poate să te bați cu băncile și să câștigi. Ei bine, se poate. Și avem alături de noi pe omul care s-a luat la trântă cu băncile și care a și câștigat. Avocatul Gheorghe Pipera, europarlamentar AUR, a reprezentat clienții în procese colective pe clauze abuzive cu băncile introduse în contractele de creditare. Doamnelor și domnilor, Gheorghe Pipera! Mulțumesc, Cristina! Vă salut, domnule președinte, și am să încep prin a spune că sunt în parte de acord cu susținerile profesorului Peiu, că acest program este curajos și că denotă instinct politic. Evident, nici nu putea să fie altfel de vreme ce este conceput de George Simion. Dar este și un program deștept, un program chiar înțelept. Pentru că nu are doar impact economic și social, are impact psihologic. Casa omului este practic cel mai important element al demnității omului. Când îți pierzi casa, îți pierzi demnitatea, poți să o iei pe arătură. Și are și impact demografic. Țara asta se subțiază pe măsură ce trece timp. Țara asta își pierde din motive demografice, își pierde tinerețea și vigoarea și entuziasmul. Ei bine, un astfel de plan este în primul rând înțelept pentru că vizează la modul cel mai profund aceste probleme de fond ale acestei țări, ale acestui popor. Am să încep prin a vă spune că economia de piață nu este o junglă. Și nici nu trebuie să o considerați ca atare. Economia de piață nu este o junglă în care cei privilegiați iau totul, iar cei fără pedigree pierd și sărăcesc și suferă și stau în captivitate. Nu. Economia de piață, oameni buni, este democrația consumului. Economia de piață este egalitatea de șanse. Nu este egalitatea în sărăcie, este egalitatea de șanse. A doua chestiune cu caracter prealabil. Cred că trebuie să reamintim tuturor, dar mai întâi să ne reamintim noi, că în Constituție există niște principii, există niște valori. Două din aceste valori sunt vizate de programul Simion. Dreptatea, inclusiv dreptatea socială și demnitatea umană. Cum spuneam deja, casa, dreptul la locuire, înseamnă și demnitate și dreptate. Ăsta este și motivul pentru care frecvent oamenii care sunt duși cu vorba 5, 10 ani, 15 ani că sunt proprietari, dar în realitate se trezesc că după ce au plătit la bancă 10-15 ani sute de mii de lei, nu reușesc să ajungă din mers, din fugă, cu sufletul la gură, autobuzul care tocmai pleacă din stație, în momentul în care ei mai au câteva secunde, să urce în autobuz. Ăsta este motivul pentru care oamenii, dacă nu se sinucid, ajung în situație de ratare, ajung în situație de alcoolism, ajung în situație de droguri, ajung în tot felul de situații grave pe care nu le poate rezolva un sistem social care nu mai are caracterul de plasă de siguranță socială de foarte multă vreme. Statul român este un stat cinic, este un stat care are niște priorități altele decât cetățenii. Uitați-vă ce se întâmplă. Statul român are ca prioritate să ajute, foarte bine că suntem generoși, o altă populație, un alt popor. Statul român are ca prioritate să dea cu subsemnatul, acolo unde îi se spune tu pe această, placă de șah, pe această tablă, scuzați-mă, de șah, ești pionul care astăzi mută în felul următor, dați rachetele Patriot Ucrainei. Statul român nu se mai preocupă de faptul că oamenii sărăcesc, că numărul săracilor se înmulțește pe zi ce trece. Statul român a uitat
că ar trebui să fie o plasă de siguranță socială. Ăsta este planul Simion. Redarea acestei caracteristici fundamentale a statului român, care e un stat social, apropo, în care orice om are dreptul de a spera la bogăția, măcar spirituală, dacă nu cea materială, și orice om are dreptul la un trai decent. Iar traiul decent, în primul rând, înseamnă casa în care locuiești. Țesătura economică și socială a ultimilor 20 de ani a generat două mari categorii de nedreptățiți. Este vorba mai întâi de cei care nu au resurse să-și cumpere o casă, pentru că salariile lor, veniturile lor sunt mult prea mici față de prețurile absolut exorbitante la care au ajuns în țară, mai ales în orașele mari, casele, apartamentele, și este vorba, trebuie să o spun, pentru că îi cunosc pe oamenii aceștia, lupt alături de ei de mai mult de 14 ani, este vorba despre debitorii supraîndatorați la bănci. Debitorii ruinați de bănci. Care este motivul în principal pentru care prețurile sunt prohibitive pentru acești oameni? Care este motivul pentru care, într-un fel sau altul, la un moment dat în viața lor, acești debitori supraîndatorați, nu doar că vor fi executați, siliți și evacuați din casă, dar după ce li s-a vândut casa, au fost evacuați din casă, cu tot cu familia lor, sunt urmăriți de bănci și de colectorii de creanțe pe toată durata vieții lor, prin poprirea veniturilor pe care le au. Sunt 5 motive pentru care aceste prețuri, cel puțin descoperite de mine, prețurile sunt excesive. În primul rând, cei doi antevorbitori ai mei au evocat deja acest lucru, profitabilitatea excesivă a două categorii de actori mari și hapsâni, scuzați-mi termenul, și lacomi a economiei, băncile și dezvoltătorii imobiliari. Sunt dezvoltători imobiliari care câștigă 100%, 200%, 1000% și sunt bănci care, uitați-vă, anul trecut au avut profituri de numai puțin de 14 miliarde de lei. Este vorba despre oameni care par să fie acei indivizi care se lăfăie în iahturile lor de lux, care navighează pe un ocean de vaete și de suferințe ale oamenilor nevoiași. 2. Specula cu terenuri. 3. Șpăgile. Birocrația. Timpul extrem de îndelungat pentru obținerea autorizațiilor. E un cerc închis aici. Nu poți pătrunde decât dacă dai taxă de acces. Numiți-o cum vreți, că de fapt este o șpagă. Este traficul de influență. 4. Sunt utilități prea scumpe și care vin prea târziu și care vin în condițiile în care legea e încălcată. Legea obligă furnizorii de utilități să tragă utilitățile respective pe costurile lor, în așa fel încât să poată omul să se racordeze la utilități, ca să poată să locuiască. Și 5. Dobânzile excesive, care, dacă vă vine să credeți, sunt printre altele crescute, dublate, triplate, chiar spunea, cum spunea domnul George Simion, pentru că România e considerată, după 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, o țară cu grad de risc ridicat. Nu știu câtă lume știe chestiunea asta, dar în dobânzile acelea variabile, care se numesc ROBOR, care se numesc LIBOR, care se numesc EURIBOR, în dobânzile acelea variabile este inclus și riscul de țară. Și câteodată acest risc de țară înseamnă 2-3 puncte procentuale. Dintr-o dobândă, să zicem, de 7%, riscul de țară înseamnă uneori și 3%. Vi se pare că România este o țară cu un risc de țară mai mare decât Bulgaria sau decât Ucraina? Ei bine, să știți că în Bulgaria dobânzile sunt de 3 ori mai mici decât în România. În Ucraina nu cunosc piața respectivă, dar sunt convins că acolo unde se fac credite bancare, nu știu dacă se mai fac acum, că e vorba despre război acolo, dobânzile sunt echivalente cu cele din România. Vi se pare, încă o dată repet, că suntem o țară atât de riscantă în raport de Bulgaria sau în raport de Ucraina? Și acum să trec la punctul 3. Cei mai răi profitori ai acestui sistem economic bolnăvicios
a acestei țesături sociale și economice care creează, generează atâtea suferințe, sunt băncile. Bine, alături de ei colectorii de creanțe, dar tot bănci și, sunt și colectorii de creanțe. Băncile care în România fac legile. Băncile care în România se opun legilor care sunt făcute pentru popor. Băncile care își aservesc sistemul judiciar. Vi se pare că vorbesc aici din povești sau din romane? Nu. Vorbesc din postura unui om care timp de 14 ani s-a luptat cu acești monștri ai economiei. Și a văzut și că legile se fac pentru bănci, legile se fac numai dacă băncile sunt de acord și că hotărârile judecătorești care sunt în favoarea oamenilor sunt rare și sunt obținute numai de oameni suficient de nebuni ca să își pună mintea, să își pună mușchii cu băncile. Una dintre persoanele nebune de care vă vorbesc este subsemnatul. De 14 ani mă lupt cu ei și vreau să vă spun un lucru, că nu vreau să fiu atât de sumbru pe cât pare, mă rog, fața mea. Când am auzit de acest program, de această idee a lui George, am spus că este lupta mea și că de-abia aștept să reintru în luptă. Pot să confirm chestiunea asta. De ce? Pentru că vreau să retrăiesc nu numai războiul de acum 14 ani cu acești oameni, ci și entuziasmul și tinerețea de acum 14 ani. George, mulțumesc pentru asta! Un singur lucru vă mai spun. Sunt extrem de multe lucruri de spus de detaliu. Nu e momentul acum, nu este timpul. Să sperăm că televiziunile ne vor lăsa să vorbim, nu să ne dea două minute și după aceea eventual să ne întrerupă de 15 ori. De unde finanțare? Principalul motiv pentru care lumea este sceptică este, bun, de unde iei banii? Marius Lole a spus că se poate la 35.000, la 50.000, la 70.000, în condițiile în care terenul e dat de stat, utilitățile de asemenea sunt făcute de către firmele de utilități la solicitarea statului. De unde bani? Păi, sunt patru zone de unde se pot lua acești bani. Unul la mână, scuzați-mă pentru termenul prea tehnic sau de limbaj de lemn, reprioritizarea cheltuielilor publice. Ce înseamnă acest lucru? Bugetul României este plin de bani. Bugetul României se alimentează, din nefericire, în permanență cu sute de miliarde de lei în fiecare an din credite, extrem de scumpe. Bugetul României are bani. Bugetul României este ca un sac fără fund, peticit peste tot, în care intră în permanență bani, cantități imense de bani, dar întrucât sacul e fără fund, niciodată sacul respectiv nu se va umple. Ce trebuie să facă un om ca George Simion, care va fi președintele României, ce face un premier în persoana lui Marius Lulea, este să ia acest sac, să-l strângă de aici de capăt, să-l coasă, să-l peticească și să lase să intre în sacul respectiv toți banii, dar din sacul respectiv să scoată numai acele priorități adevărate. Nu e o prioritate pentru noi să continuăm să finanțăm un război care nu duce nicăieri în altă parte decât la distrugerea unei întregi Europe. Nu e o prioritate pentru noi să dăm ajutoare de stat Coca-Cola sau Raiffeisen sau producătorului de cauciucuri din Oradea care se numește Nokian. Nu este o prioritate. Ăștia sunt niște multinaționale care au bani, ar trebui să aibă bani pentru că sunt niște concerne care pot să se financeze foarte ieftin. În schimb, o prioritate este politica de locuire în România. O prioritate este să pui oamenii aceia care în proporție de 45% sunt înghesuite acolo, cățel, purcel, bunică și așa mai departe, cum spunea Petrișor Peiu, și să le dai posibilitatea să se mute ei înșiși în casele lor proprii, ale familiilor lor. Doi. România s-a împrumutat extrem de mult, extrem de prost, extrem de scump, iar banii pe care i-a împrumutat i-a folosit în tot felul de lucruri complet inutile, care nu se văd, nu în investiții, nu în cheltuieli care să fie importante pentru populație, pe vaccinuri, pe... nu vreau să mai intru acum în amănunte, dar s-a împrumutat printre altele și prin emisiunea de obligațiuni sau de titluri de stat. Ei bine,
Nu văd niciun fel de opreliște ca pe termen de 10 ani, de la momentul în care intră în mandatul său, în primul mandat, George Simion, guvernul pe care o să-l desemneze George Simion să se împrumute pe 10 ani cu cele 7-8 miliarde de euro de care este nevoie pentru a obține terenurile, pentru a face utilitățile, dar dedicat, exclusiv dedicate aceste obligațiuni, acestui program. Cu 7-8 miliarde de euro poți să faci în așa fel încât să repornești o întreagă economie și să ajungi la finalul acestui proiect să ai, așa cum a calculat Marius Lulea, un rezultat de peste 80 de miliarde de euro, ăsta din punct de vedere economic, dar în același timp să ai rezultatul că își revine demografic populația, își revine românul în simțiri și se întoarce acasă, că are pentru ce, și în general își revine economia națională. Este posibil... Vă întreb pe voi, este posibil ca din punct de vedere emoțional românul să se lege de acest gen de obligațiuni? Păi eu vă spun că da. Uitați-vă la echipa națională de fotbal. Eu, unul, nu m-a așteptat în luptul capului să văd o asemenea echipă de fotbal care să vrea să câștige jocul, nu să intre pe teren cum făcea până mai acum 20 de ani de zile, dar nu asta este lucrul cel mai important. Uitați-vă la coeziunea care s-a creat în jurul acestui simbol. Păi hai să facem din planul Simion un simbol, fraților. Să facem un simbol și tot românul să vrea să financeze cu bănuțul lui, cumpărând niște obligațiuni, acest program. Asta e tot. Determinare avem, echipa avem, am auzit pe parcursul acestei serii că suntem îndrăzneți, că suntem curajoși, că suntem harnici. Fără lipsă de modestie, dar suntem și îndrăzneți, și curajoși, și harnici. Am lansat astăzi o provocare, aștept să văd care sunt contracandidații. Deja aștept de 2 săptămâni să fixeze și data alegerilor. Vă aștept pe fiecare dintre voi, după declarațiile de presă, să semnăm primele contracte, pentru că cei care semnează primii au și bonul de ordine, au și prioritate la viitoarele case. Doamne ajută să facem bine România, să reconstruim România! Mulțumim frumos pentru prezență. Acum se vor da declarațiile de presă. Încă o dată, mulțumiri că sunteți astăzi aici, tot timpul alături. Anul ăsta scriem istorie având curaj.